Bună dimineața! Mulțumim pentru interes și pentru prezență. Numele meu este Ionel Nițu, sunt președintele New Strategy Center și am deosebită onoare de a deschide această conferință care se derulează pe perioada a două zile despre provocările de securitate în regiunea balcanică. Evenimentul este organizat împreună cu Universitatea București și beneficiază de cofinanțare din partea NATO. De altfel, avem și invitații de la NATO, precum și din aproape întreaga regiune balcanică. Ați primit mapele cu programul. Aș vrea să le mulțumesc și co-sponsorilor noștri, care sunt OMV Group și The Group. Vă aducem astăzi în atenție un subiect care a devenit mai cunoscut datorită crizei migranților, respectiv zona balcanică, considerând că România se află la intersecția a două regiuni totuși, respectiv zona Mării Negre și Balcani. După cum știți, probabil, New Strategy Center, împreună cu alte trei think tank-uri românești, au încercat să definească un concept legat de rolul României de pivot euroatlantic între cele două regiuni. Ca și organizare, astăzi vom avea această secțiune care este deschisă și presei. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc online pe site-ul nostru. Apoi vom avea două paneluri care vor fi sub regulile chat and house, și anume unul legat de provocări înainte de summitul NATO de la Varșovia, și al doilea legat de riscuri și vulnerabilități în zona balcanică. Toată sesiunea de mâine, care este despre energie, va fi deschisă și presei. De asemenea, dacă veți rezista până la final, sunteți invitații noștri la un dineu care va avea loc în aceeași clădire. Cam atât am avut eu de spus ca și organizator. Vă rugăm să fiți cât se poate de interactivi și de deschiși. Ne dorim să beneficiem cât mai mult de expertiza și de experiența dumneavoastră în aceste domenii. Și acum am plăcerea să-i dau cuvântul coorganizatorului nostru, domnul rector Mircea Dumitru, de la prestigioasa Universitate București. Domnule rector, vă rog. Well, if you allow, I'm going to switch. I'm going to speak in English. Good morning, everybody. În limba engleză, bună dimineața tuturor. Este un privilegiu pentru mine să vă urez un cald bun venit din partea comunității academice a Universității din București. Așa cum a spus domnul președinte, este o universitate foarte prestigioasă în România și în regiune. Și acum câteva luni, considerând faptul că noi avem foarte mulți oameni în universitate, în domenii precum sociologie, relații internaționale, dar nu numai acestea, am stabilit o nouă cooperare cu New Strategy Center și acest eveniment e parte din cooperarea noastră. Prin urmare, avem privilegiu să coorganizăm această întâlnire importantă, această universitate pentru cei din public care poate nu știu încă, este de asemenea o universitate cu vechime. Dacă vorbim despre educația superioară în România, am sărbătorit 150 de ani de la înființare. A fost înființată la mijlocul secolului XIX pentru a moderniza societatea română și să implementeze valori pe care Europa le-a definit la vremea aceea pentru țările cele mai dezvoltate. Suntem foarte bucurești să spunem că noi suntem vectori ai schimbării și suntem interesați de teme importante de care sunt interesate și părțile prezente astăzi. Tema conferinței de azi și de mâine, securitatea în Balcan,
Balcani ne privește pe toți, nu numai pe cei din această regiune, dar pe Europa, pe NATO și pe Uniunea Europeană. Nu sunt specialist în relații internaționale, sunt profesor de logică și filozofie. Aș vrea să atingem câteva subiecte. Și eu sunt interesat în aceste aspecte pentru că sunt un intelectual implicat în aceste teme importante. Câteva aspecte generale ale temei, așa cum am înțeles-o eu, sunt următoarele. În prezent suntem martori ai unei schimbări a apărării, iar aceste idei trebuie să accepte și noile idei. Suntem loiali țării mamă, dar conceptele de democrație, de libertatea pieței se referă și la apărare și la integrarea europeană, dar și la fluxurile de imigranți. Aceasta este prezentă în toate sectoarele, în comerț, în comunicații și dezvoltarea tehnologiei au afectat securitatea în Europa și în Balcani. Sunt amenințări omniprezente la securitatea zonei. NATO rămâne implicat în a asigura stabilitatea în zona Europei de Sud-Est. Balcanii au avut un impact la fel de mare asupra NATO. Alianța ar trebui să meargă dincolo de apărarea colectivă și să-și dezvolte capacitățile de management al crizei. Expertiza NATO de a gestiona sprijin complex în securitatea din Balcani a fost demonstrat de-a lungul decenilor trecute. Chiar și cele mai controversate relații pot fi schimbate în bine. În prezent, Serbia și Muntenegru s-au alăturat programului de pace și parteneriatului NATO pentru a da soldați care se luptă în Afganistan și în teatrele de operațiune. Implicarea economică a UE în Balcani este un aspect foarte important, deoarece a avut o importanță extraordinară în stabilirea unui dialog și în stabilirea statului de drept. Statele Unite au fost un jucător cheie în stabilirea păcii în Balcanii de Vest, iar abordările din trecut nu mai pot să mai facă față provocărilor care amenință progresul. Deși UE continuă să sprijine integrarea Balcanilor de Vest, nu oferă garanții pentru că sunt copleșiți de dileme politice și instituționale alimentate de criza imigranților și acum câțiva ani și de criza băncilor și criza economică. În ceea ce privește perspectivele de la căderea Iugoslaviei în iunie 1991, toți cetățenii din Balcani speră la un viitor mai bun. Ca rezultat, NATO se concentrează pe sectorul și reforma securității și își
și arată printr-o prezență mai redusă că progresele au fost atinse. Eu sunt sigur că această conferință și discuțiile dintre experții prezenți aici vor fi foarte benefice pentru noi. Vă urez succes și bine ați venit din partea Universității din București. Vă mulțumesc mult! Thank you very much, Mr. Rector. Mulțumesc, domnule rector. Voi trece pe limba română. În România se vorbește de mulți ani de parteneriatul public-privat, de nevoia creșterii expertizei în zona de politică externă, securitate națională și de creșterea colaborării între cele două zone, guvernamental și think tank, ONG-uri. Nici Strategy Center practic nu a organizat nicio conferință fără cele patru, zicem noi, piloane care trebuie să fie la orice astfel de dezbatere, și anume zona academică și de cercetare. De aceea am dezvoltat și parteneriate cu Universitatea București și cu alte universități prestigioase din România. Zona privată, vă vine să credeți sau nu, în sală sunt oameni de afaceri interesați de aceste subiecte. Zona guvernamentală, deopotrivă cea, să spun, legislativă și cea executivă, și alte ONG-uri cu profil complementar similar. Am făcut această introducere ca să-i dau cuvântul domnului Alexandru Victor Micula, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Ladies and gentlemen, it is both. Domnilor și domnilor, este un privilegiu și o plăcere să iau cuvântul la conferința de astăzi. Mi-ar plăcea să încep prin a mulțumi organizatorilor pentru oportunitatea de a mă adresa acestui auditoriu și să vă urez bun venit în București. Sunt bucuros că au fost reuniți atâția experți din zona academică și de la instituții oficiale și sper că acest mix de experiență să aducă multe teme în discuție, considerând că Federica Mogherini va adopta o strategie pe securitate în iulie anul acesta și summitul de la Varșovia va stabili cursul adaptării la noua hartă a securității. Toate vor genera de asemenea consecințe în zona Balcanilor. Fără să mai dau definiții despre Balcani, este clar că există potențial indisputabil în această poziție geostrategică cu privire la energie, dar și rute de transport, rute marine și terestre. Și procesul de stabilizare este unul care este sprijinit de România și a fost sprijinit de la început pentru toți cei din regiune. Câteva țări din regiune sunt de asemenea membri ai NATO, iar Muntenegru va obține este pe calea de a obține statut de membru de plin, dar și alte țări sunt state membre NATO. Cadre de cooperare importante și procesul din sud-est de cooperare este unul dintre cele mai comprehensive. În ciuda acestor programe, regiunea încă are dispute bilaterale, relații dificile între vecini și administrări slabe, disparități economice, folosind, nu ar trebui să subestimăm propaganda din regiune, considerând că libertatea de exprimare uneori lipsește și cetățenii sunt dezinformați, sunt diseminate mesaje împotriva unei societăți libere și a democrației.
Ar trebui să adăugăm că efectele disruptive ale fluxurilor de migranți din 2015 și criza din Ucraina sunt provocări directe ale principiilor statului de drept și forțează schimbarea arhitecturii securității Europei. Toate acestea pun presiune mai mare asupra regiunii, iar unele dintre amenințări nu pot fi confruntate de state fără sprijin din partea altor parteneri. Ca o țară care a experimentat beneficiile NATO și UE, are needed in the future if the region is to continue on pentru ca regiunea să continue pe un drum al prosperității și stabilității, este nevoie de suport NATO și UE. Țările nu sunt încă adaptate pentru a face singure față provocărilor din regiune și din Europa. România sprijină includerea unui mesaj clar politic în strategie către lărgirea NATO, pentru că politica de lărgire este un instrument important de a lansa economia și a promova cooperarea regională. Succesul reformelor este cheie pentru a gestiona riscurile de stabilizare în regiune și pentru a asigura sprijin țărilor. Se dorește întărirea statelor din regiune, iar implementarea valorilor și principiilor și standardelor UE vor duce la acest lucru. Investirea în politici concrete ar trebui să fie prioritară în zona, în sectorul energetic. Energy interdependence ar trebui să existe o interdependență care să asigure energia în zonă. Efortul de integrare și proiectarea puterii de transformare în regiune ar trebui de asemenea sprijinită. În iunie, în Sofia, se va celebra cooperarea din regiune. Sprijinim strategia și parteneriatul cu NATO, iar apărarea și securitatea sunt obiectivele ambelor organizații. O abordare sinergetică între NATO și UE este dorită pentru a sprijini cooperarea. Stimat auditoriu, trecem prin vremuri dificile și avem nevoie de o abordare responsabilă. Eu sper ca conferința din de astăzi să stimuleze dezbateri pentru a da răspunsuri cu privire la provocările care ne așteaptă. Vă urez succes! Mulțumim foarte mult, domnule secretar de stat. Mulțumim și pentru abordarea duală, amenințări versus oportunități. Așa am gândit și noi conferința de astăzi și de mâine. Astăzi punem mai mult accent pe amenințări, riscuri, provocări. Mâine mai mult pe oportunități și pe cooperare. Acum am onoarea să-l invit să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul secretar de stat de la Ministerul Apărării Naționale, Ștefan Alexandru Tinca. Ministers, excellencies, distinguished officers, ladies and gentlemen. It's my distinctive pleasure to address this conference today and to give my initial thoughts for the future debates on a topic which requires not only our attention and raises our interest, but also calls for practical and viable solutions from all stakeholders in the region. In the past few years, here in Europe, we have been absorbed by a number of crises and urgencies, challenges in our borders,
that often we forget about Western Balkans. To be frank, this has dropped somewhere on the second page on the policy priorities in Europe, and it's a pity. Looking in hindsight, I would say that significant progress has been noted in recent years in the Balkans in terms of stability. Yet, there are still many developments that distress the overall security fabric of the region. Old problems are coming back to surface. The region is still affected by social and economic unrest, poor governance, organized crime, and endemic corruption with internal political affiliations, and last but not least, inter-ethnic tensions. Against this background, the international community is not ready to put an end to its international presence in the various locations in Western Balkans. But in the past few years, we see new problems which are coming up. We remember last autumn the migration phenomenon, which added a huge strain. It was so ironic that some of the Western Balkan countries were expected to act more European than European themselves. Then, look at the terrorist attacks in Paris and Brussels. They have been carried out, and apparently it is documented that most, if not all, of the weapons were tracked back in the Western Balkans. So we have also a traffic of small weapons in the region. Then the phenomenon of foreign fighters and radicalization. Last but not least is Russia. So with all these situations, vulnerabilities, the multifaceted regional security context makes even more relevant the need for European and Euro-Atlantic commitment to the region in general and to the countries concerned in particular. We strongly believe that the best recipe for lasting security and stability in the Balkans is the accomplishment of the integration of all countries in the region into European and Euro-Atlantic structures, mainly EU and NATO. It will not be a free ride, of course. It is a strenuous process that requires commitment and long-term sustained effort. Both EU and NATO have distinctive and effective tools to fulfill countries, all of the countries' vision to achieve stability, security and development. It is a matter of political will to decide how to make use of the synergies between NATO and EU for the consolidation of all countries' security and stability. Now, on the NATO track, recently Montenegro has signed the accession protocol. It's a very positive signal that the open door policy of the alliance is still working. Moreover, the Adriatic New energy to put in this avem nevoie de multă energie pe care să o canalizăm pe acest proces, ceva similar cu ceea ce se întâmplă în Salonic în 2003. We might not achieve much, we might not move the mountains, but at least we might try să facem tot ceea ce dorim, dar cel puțin putem să încercăm să because the success of the EU as regards the enlargement process and crisis management is crucial for ensuring long-lasting stability in the region. Now, a final word on region cooperation, because the integration of the region is not only in process, given the social region. Sometimes overlooked regional cooperation formats like CCP, which was mentioned, but also Southern Defense Ministerial, CDM, are important catalysts in the process of European and Euro-Atlantic integration of the Balkan countries. Equally important, they have built trust and promote reconciliation in the region. And there is also the question of ownership. Ownership has been mentioned a lot in the past few years. De asemenea, există și o responsabilizare
acest cuvânt a fost folosit poate prea mult și s-a demonetizat. Responsabilizarea înseamnă că aceste inițiative de cooperare trebuie să devină funcționale și noi, ca parte din cooperarea în Marea Neagră, putem să înțelegem de ce cooperarea este la acest nivel, dar nu putem să înțelegem de ce cooperarea în Balcanii de Vest nu este mai mare. Acum, două luni am mai avut o întâlnire în București și de abia aștept să mă întâlnesc și cu mediul academic. Sper că lucrurile au evoluat. Vreau să mulțumesc și New Strategy Center pentru planurile și sper că acest eveniment va promova fluxul liber de idei și poate că vom înțelege ce dorește regiunea și poate vom putea oferi și niște soluții. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule secretar de stat! Cu toții cred că îl cunoașteți sau ați auzit de domnul Sorin Ducaru, asistent al secretarului general al NATO, românul cu cea mai înaltă poziție în cadrul Organizației Nord-Atlantice. Am avut privilegiul să-l avem invitat și vorbitor la mai multe conferințe. A vrut să participe și astăzi, pentru că această conferință inițial a fost gândită, planificată cu dumnealui. Din păcate este la Kiev astăzi, dar a ținut neapărat să ne adreseze un mesaj pe care îl avem înregistrat video și pe care vă invit să-l urmărim. Thank you for inviting me to speak at this important conference. Mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc la această conferință. De asemenea, vreau Thank you for So please to acknowledge Thank you for inviting me to speak at this important conference. Vă asigur că nu suntem victime ale unui atac cibernetic, e doar o defecțiune tehnică. E un exercițiu. Thank you for inviting me. Mulțumesc că m-ați invitat să iau cuvântul la această conferință importantă. De asemenea, aș vrea să observ și participarea reprezentanților țărilor aliate și partenere care aduc o expertiză largă la acest forum. Interesul pe care îl suscită reflectă importanța Balcanilor. Regret că nu pot fi aici pentru că am o agendă foarte plină. Pregătesc summitul NATO de la Varșovia în aproximativ 40 de zile. Aș vrea să subliniez mai întâi că astăzi NATO se confruntă cu o gamă mai largă de provocări și amenințări pe care le are, cel puțin de la începutul, de la finalul războiului rece. Pentru prima oară în istoria sa, aliații se confruntă cu amenințări majore din două direcții majore în același timp. În primul rând există aceste acțiuni provocatoare ale unei Rusii mai agresive și asertive, care continuă să nu țină cont de dreptul internațional și
provocări repuse de which is right on NATO's doorsteps. O Africă de Nord și un Orient Mijlociu instabile, chiar lângă NATO. Diferența între cele două regiuni nu este pur și simplu geografică, există și diferite provocări referitoare la strategia politică și militară a NATO. În partea de est a NATO, unde principala provocare este pusă de un actor statal, conceptele familiare de disuasiune pot fi aplicate cu un alt grad de încredere. Is not likely to keep the combination of weak states, non-state actors, regional tensions, political and religious radicalism, terrorism, and not least enormous refugee flows caused for a far more complex system. Above all, it requires a thorough understanding of how different developments interact. Within this bigger picture, I would argue în acest context, aș spune că regiunea Balcanilor este poziționată la un punct de inflexiune a acestor două provocări care vin din Est și din Sud. Din Est avem o Rusie asertivă care și-a manifestat un interes istoric în ceea ce privește Balcanii, pare să nu piardă nicio șansă de a provoca NATO și de a încerca să proiecteze o provocare hibridă față de țările Balcane, care și-au exprimat dorința de a intra sau de a consolida parteneriatul cu alianța. Ceea ce privește provocările din Sud, regiunea Balcanilor a devenit principala runtă pentru migranți, cu presiuni mari și cu un impact politic social și politic iminent. Provocarea teroristă crește și ea din cauza presiunilor de ISIL de a recruta luptători din regiune, de a crea celule teroriste acolo și de a face contrabandă cu arme și explozivi. Mai există două provocări pe care aș vrea să le menționez, amenințele transnaționale, cum ar fi atacurile cibernetice din ce în ce mai sofisticate sau efectele contrabandei cu arme și proliferarea, inclusiv armelor de distrugere în masă. Și așa numitele conturi nereclate în Balcan legate de nevoia de a finaliza eforturile de stabilizare din regiune și procesul de integrare europeană. Există și relate pozitive pe care trebuie să le menționăm. Securitatea Balcanilor și stabilitatea au devenit mai bune în general după războaiele din Iugoslavia. Albania, Slovenia și Croația au devenit membri NATO și Muntenegru va deveni a 29-lea membru al Alianței și Serbia a făcut progrese semnificative la nivel intern și va deveni membru NATO. Lucrurile sunt mai complicate în cazul Fyrom și Bosnia-Herzegovina și lucrurile acestea sunt valabile și pentru Kosovo. În acest context, as well, a complex mix of proactive areas of engagement, encompassing a spectrum that includes continuation of stabilization efforts through KFOR, political dialogue, and engagement through tailored individual partnership programs or membership perspective through the membership action plans for the countries that have opted for NATO membership. Participation in NATO exercises and operations, concrete support project through the NATO Science for Peace and Security Program. Over the past years, we have put an increasing emphasis on examining non-traditional challenges. We have been looking at terrorism, arms smuggling, cyber, energy security. We have started to integrate non-traditional challenges into the storyline of our crisis management exercises, and we have stepped up training and education in all these areas. That is reflected by projects developed by the Alliance with the region's countries under the Science for Peace and Security Program. There is a large variety of projects, goals of areas where they are aimed of participants and also a large amount of resources allocated by NATO to this program. This speaks volumes about the interest granted by NATO to the security of the Balkans and about the Alliance with a views in regard to the ways in which it can diverse alianței în legătură cu felul în care poate ajuta aceste țări. Spre exemplu, aș spune că Serbia este director de proiect
pentru parteneri, pentru un proiect, pentru patru proiecte multianuale și două proiecte individuale. FIROM este și ea implicată în trei proiecte, din care unul este unul multianual. Bosnia-Herzegovina este implicată în trei proiecte, unul dintre ele multianual. Domains such aceste as civil emergency planning, la planificarea de urgență civilă, un proiect for several countries in this area, totals, for example, a budget of over 5.5 million euros that will be expanded over 4 years. Vor fi another area would be countering terrorist threats, another one the neutralization of CBRN, the chemical, biological, radiological, and nuclear threats, the clearance of unexploded ordnance, de asemenea dezamorsarea muniției neexplodate, conștientizarea like problemelor legate de atacuri cibernetice, implicarea și de asemenea și consecințele schimbărilor climatice asupra activităților militare. Montenegro, of the alliance, ca viitor membru al Alianței, va fi beneficiarul proiectului de formare de apărare cibernetică pentru a these projects, as you might have noticed, as well as others, encompass the areas of activities covered by the division that I lead, the emerging security challenges, cyber defense, energy security, counterterrorism, WD cooperation, and not the least, our work with partner countries for the Science for Peace and Security program. These are the directions of activity of the emerging security challenge division. Given acestea the nature of the issues which require urgent attention in the Western Balkans, I can say that most of our standards of work are relevant for the Balkans and offer areas of cooperation with partners here. To conclude, I consider that Euro-Atlantic integration remains key. Integrarea euroatlantică rămâne esențială pentru stabilitatea în Balcan. Prin instrumente de parteneriat stabile și eficiente, aceste țări sunt încurajate să implementeze reformele din zonele legate de partea militară și de securitate, să consolideze practicile democratice și statul de drept pentru anumit doar câteva zone de interes. N-aș vrea pointing out that we can expect ne putem aștepta ca la următorul summit din Varșovia to the Balkan să ne aplecăm atenția asupra regiunii Balcanilor, cel puțin one, prin prisma a două aspecte. Montenegro, în primul rând, consfințirea intrării Montenegrului în alianță și impactul acestui eveniment istoric asupra întregii regiuni. Și numărul doi, of the Balkan regions to the priority of projecting stability in NATO's neighborhood. This is one of the main storylines of the Warsaw Summit, along with that of collective defense, with subsequent reflection of the Balkan region in the summit declaration. Let me end by reiterating my gratitude for the invitation to contribute to this important conference and by wishing you și urându-vă dumneavoastră, vorbitorilor distinși și publicului, să aveți discuții foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului Ducaru, mulțumim și invitaților noștri de astăzi. Vă propun să luăm o pauză de 15 minute de cafea. Vă reamintesc că după aceea intrăm în primul panel cu reguli chat and house, nu mai transmitem live, ne luăm la revedere și de la cei care ne-au urmărit online, iar rolul de moderator îl va prelua domnul ambasador Sergiu Celac, domnul ministru Sergiu Celac, omul Sergiu Celac, care deloc întâmplător astăzi își sărbează ziua de naștere. Vă mulțumesc și vă invit. Vă mulțumesc și ne revedem după 15 minute.